Să discutăm despre fructele exotice, de unde le procurăm, calitatea acestora și ce ar trebui să atragem atenție atunci când mergem la cumpărături. Alături de mine în această dimineață, domnul Sergiu Lelic, președintele Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața! Din fericire avem pe parcursul întregului an fructe exotice. Există anotimpuri în care ar fi un pericol mai mare ca acestea să fie alterate sau să nu fie atât de bune pentru consum? Piața este invadată cu tot felul de produse care, fiind greu la un moment dat chiar să pronunți sau să citești acea denumire, mai puțin cunoscute pentru consumatorii moldavi, dacă vorbim de perioada care este în vogă acele produse exotice, acele fructe, vorbim în special de perioada estivală, vară, atunci când toți doresc acele sucuri din acele fructe exotice sau chiar în stare proaspătă, pulpa acelui produs. Și mergând și procurând acele, în dorința de a savura acel produs delicios, gustos, care se aducă acea plus satisfacție, bună oară cădem pradă unor comercianți mai puțin de bună credință sau chiar acele produse ne pot aduce alte consecințe decât cele care le-am scontat sau cele care ne-am dorit. Dar cum ne dăm seama că un fruct este bun pentru consum și altul este mai mult sau mai puțin alterat? Dacă să vorbim la aspectul fructei exotice, ne dăm foarte bine seama că exotic este ceva din afară, ceea ce nu găsim la noi pe piață sau cel puțin noi ne este cunoscut nou. Dacă cunoaștem foarte bine că sunt broasele cele care le cunoaștem toți, persici, caisici și așa mai departe, trebuie să fie spalați din abundență, acele din exterior, dăm foarte bine seama că trebuie să înțelegem țara de origine, dacă cum au fost tratate insecticide, pesticide și multe, multe, multe altele. Aspectul trădează. Bună oară, pe raft stau produse care arată foarte bine, sunt lucioase, au un aspect care îți face gura pungă, știi, deja vizual vrei să-l consumi. În sensul dat, trebuie să înțeleagă toți consumatorii noștri și pe dimensiunea dumneavoastră că acele produse sau citrice sau foarte multe produse sunt interzise de a fi comercializate în piețe. Deci este interzis prin lege comercializarea acestor de către persoane fizice. Cred eu că acest aspect denotă sau trădează foarte multe lucruri. Produsele exotice sau fructele exotice, citricele în special, este necesar de a fi comercializate în locuri amenajate care să înturnească acele condiții de siguranță, securitate și de calitate. Da, apropo, spațiile comerciale, aici îmi doream să ajung, spațiile comerciale au parte de un control mai viguros în privința fructelor exotice comparativ cu piețele sau anumite spații și locuri unde vând persoanele fizice? Foarte multe controle se fac la frontieră. Deci atunci când se introduc cantități foarte mari de produse de origine în alte țări decât Republica Moldova, vorbim în special de fructe exotice, citrice, atunci controlul sau încercări de laborator sau acea verificare documentară se face la frontieră. Atunci când sunt plasate pe piață, deja este mai greu să mergi în goană după fiecare kilogram sau 100 de kilograme de produse să vezi care este situația. De fapt, un consumator obișnuit care nu deține careva informații în sensul cum depistăm un produs necorespunzător, îl vede atunci când este manipulat ca și miros. Fiecare produs are un gust sau un miros cel puțin specific acelui produs. Nici într-un caz nu optăm pentru produse sau acele produse exotice. Medicii nu recomandă copiilor sub vârsta de 3 ani, spre exemplu, sau nu uităm acea regulă, o lingură de mire este bună, 3 este gustoasă și 10 deja prea mult periculoasă. În sensul dat, mai intervine și boala mâinilor murdare, intervine și foarte multe aspecte și pe această cale scot în evidență acele recomandări sau acele abordări ale foarte multor bucătari, inclusiv și cu renume. Astea de coji, nu știu, coaja de portocală se utilizează în ciocolate, spre exemplu, sau coaja de lămâie, tot fel. Exact același lucru, după părerea mea, ca și expert în domeniul protecției consumatorului, cum am recomandat să fie consumată coaja de ou. Exact același lucru, pentru că coaja, de regulă, este
acel remediu care include în sine sau atrage sau primește prima lovitură acelor substanțe care sunt tratate acele produse. Și atunci când noi înțelegem că acea coajă poate prezenta urme de, nu știu, de manipulare chiar și manuală sau a fost tratată sau așa mai departe, atunci ne dăm foarte bine seama că recomandăm consumatorilor să consume anume acea parte a fructului exotic care prezintă din mijlocit un pericol. Care sau... siguranță. Spuneți-mi, vă rog mult, ca termen de valabilitate, îmi dau seama că este diferit de la un fruct la altul, dar acum, per general, care este termenul de valabilitate în care trebuie să consumăm fructele exotice? Pentru că unele ne dăm seama că pot fi aduse la noi pe rafturi după 6 luni sau 9 luni. Mai puțin vorbim la fructe despre termen de valabilitate, pentru că nu este un produs dresat sau nu este un produs preparat, semifabricat sau preambalat. Vorbim aici de condițiile adecvate de păstrare. Deci când vorbim dacă sunt păstrate la frigider sau sunt păstrate la un loc ferit de soare sau atunci când vorbim de acele temperaturi joase, atunci produsul cu siguranță se va păstra o perioadă mult mai îndelungată și va fi bun de consum, iar atunci când este expus la soare sau atunci când este manipulat necorespunzător, chiar lovit, de ce nu, atunci acest termen se reduce. Nici într-un caz, cu siguranță toți ținem la integritatea noastră fizică, inclusiv și la sănătate, de ce nu se recomandă de a consuma un produs când îl vedem că este în stare de putrefacție, de ce nu, atunci când vedem că acel produs este tratat cu acel strat de ceară. Se consultă toate rețelele de socializare sau alte resurse în vederea identificării sau cunoașterii, cum să manipulăm sau să identificăm Domnule un Relic, produs. Mulțumesc mult pentru dialogul din această dimineață. Îmi doresc să revenim la un dialog despre pepenele roșu, pentru că acela este cel mai mare pericol a acestei perioade, dar deja într-o altă ediție. Vă mulțumesc mult pentru informații. Și vă mulțumesc.